După o săptămână cu temperaturi de aproape 30 de grade, vremea se schimbă în acest weekend. Ploile și instabilitatea atmosferică își fac apariția în toată țara, anunță meteorologii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitatea atmosferică accentuată. În cursul zilei de sâmbătă, 9 aprilie, în jumătatea vestică a teritoriului și în zonele de munte. Iar începând din noaptea de sâmbătă spre duminică, mai ales în regiunile sudice centrale și ulterior în cele estice. Cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat, îndeosebi în zonele de deal și de munte 40-50 de litri pe metru pătrat. Ploile vor avea și caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. Mai mult, precipitațiile prognozate pot antrena spre sol particulele de praf saharian, dar în concentrații reduse.